În urmă cu 3 ani, familia Sultan a găsit în Moldova refugiu, salvându-se de războiul din Siria. ONU și autoritățile locale le-au oferit mai multor familii de sirieni cazare în satul Mereni, în apropiere de Chișinău. Primar, село, подходила к нам с подарками. Добро пожаловать в нашем селе. И что-то вам, если что-то проблема, какие-то что, вот мой номер, позвоните. И вот я готова вам все объяснить, все помогать. То ее нечто предлагали нам место для работы, пошли работали мы с женой вместе в фабрике щитовая одежды сделали. Он у меня штат фарти мульт. Primul rând casa, doilea rând în școală. Ne-au ștat și cu rechizite și când mă duc la spital, când trebuie să iau medicamentele, tot mă ajută. Mumtaz a devenit unul dintre cei mai buni elevi din clasa sa la toate disciplinele, inclusiv la limba română. După 3 ani în Moldova, mă simt că Moldova este și a doua casă.